Salutare, sunt Chinezu Bloggerul și în jurnalul lui Chinezu să vă arăt ce trebuie să fac un blogger, ce nu trebuie să fac un blogger, dar totuși face și alte de astea de ale blogging-ului. Ați văzut ce intrare am executat între cei doi legionari romani? Un pic așa mi-a palpitat inima, vă jur. Uitați-vă la ei cum arată, uitați-vă la mine cum arăt. Eu sunt fel de șef, șef de armată romană. Asta e de greu coi fost la oameni buni, mă. Suntem în Palatul Bragadiru, unde participăm la lansarea serialului Vremea Barbarilor. Mulți romani la Vremea Barbarilor, dar haideți cu noi să vedeți ce miștoi. Un blogger în Vremea Barbarilor. Nu așa se numește serialul lansat în această toamnă de History TV, dar bloggerul nostru a riscat totul la avanpremieră pentru a schimba lumea. Lumea lui, desigur. Adevăratele bătălii care au marcat cursul istoriei sunt purtate în ultima serie Vremea Barbarilor de luptători legendari precum Hannibal, Spartacus, Arminius, Attila Hunul și, într-un rol special, așa, de premieră, Cristian China Birta, alias Chinezu, în rolul vandalului. Parati! Pugnati! Aducea vandal seamănă cu un barbar, despre care Imperiul Roman ar spune că este brutal și violent, dar este îmbrăcat în roman. Chipciu, hai! Nu Chipciu este adversarul tău, Chinezule. Anderlecht ar declanșa o adevărată revoltă împotriva puterii tale absolute dacă te-ar vedea. Cam așa ceva. Uite, ca să te salvezi, mai bine spun că în episodul 8, Distrugere, joacă-l românul Emil Hoștină, unul dintre actorii principali ai seriei în rolul lui Attila, biciul lui Dumnezeu, venit de la răsărit, al cărui singur scop era cucerirea totală. Domnul Attila, vă invităm să luați loc în televizoarele noastre, ca să zic așa. Foarte tare și nu o spun așa la mișto, foarte mișto, mi-a plăcut episodul pe care l-am văzut. Ai fost un Attila foarte convingător. O întrebare așa de baraj. Cât de mult te-au influențat filmele făcute de Sergiu Nicolescu în lucrarea personajului? Păi dacă mă gândesc că am copilărit cu ele, suficient de mult să dezvolt un gust pentru filmul istoric. Cred că în felul ăsta. E adevărat, în aceeași perioadă vedem și altfel de filme cu Errol Flynn, filme cu Alain Delon, Zorro. Cum trăiești tu ca actor cu un personaj pe care l-ai jucat foarte bine? Păi mi-a mai enervat foarte tare Attila ăsta, de exemplu, pe care l-ai făcut tu. Și acum, cunoscându-te, mi-e simpatic. Dar așa am așa o contradicție mie. Deci eu cu cine vorbesc acum? Că dacă vorbesc cu Attila, mă enervez. Bucoi fost de roman. Dacă vorbesc cu omul de bine, e un pic altfel. Asta se cheamă că faci în școală, e un soi de igienă. Faci, l-ai dat la spate. La teatru e un pic mai complicat să joci și mâine și poimâine și o stagiune și două stagiuni. La film mai simplu, te duci, îl faci și după aceea mai doar niște amintiri și eventual te mai uiți din când în când și mări la ce ai făcut. Eu am copii, da, acasă. Și o să le zic, bă, fii atent, l-am cunoscut pe Attila, mă rog, pe omul care l-a jucat pe Attila, trebuie să vă uitați la filmul ăla. Eu sunt absolut sigur că unii dintre copii se uită, zice, mamă, dar ce grozăvii, ce nebunel, ce tralala. Din punctul tău de vedere, ce ați făcut voi cu docudrama asta, da? Are și un rol educațional? Da, e o invitație în a studia mai departe despre acele timpuri și evident de a înțelege multe lucruri. Da, poate nu chiar un copil, nu te-aș fi tu să un copil așa ceva. De mici, în școala hunilor, de mici îi aruncăm în vâltarea bătăliei. Lasă să mă crească. O întrebare care, cum să zic, toată lumea zice, bă, nu-l întreba așa ceva, bă, nu fi, dar eu mă înțeleg. Da? Mă, hunii beau bere sau vin? Max, n-am nici cea mai vagă idee. Cred, dacă ne gândim, acum putem să ne imaginăm, putem să inventăm. Știu că la un moment dat, în timpul bătăliilor, se dădea cu seu de animal, ca să poată să deflecteze, ca să poată să facă, mă rog, tăișul săbilor și altul să se poată să fie deflectată, să nu pătrundă. Gândindu-ne că este un soi de cultură nomadă, nu știu, mai degrabă tării, cred, apar n-am. Sau băuturile locale pe care le vizitau în aceste călătorii. O vodcă Attila. Suntem noi la televiziunile alea, așa, dar bloggerul știe ce face, da, când întâlnește cu un personaj de istorie. Vreau să fac un selfie. Facem un selfie în direct. Uite aici, romanul și barbarul, sau invers.
Docudrama ne propune o călătorie în timp pentru a ne arăta o luptă pe bune, purtată de-a lungul a 700 de ani pentru dobărârea Imperiului Roman. Bloggerul nostru a vizionat, a publicat, a mai dat sfoară în țară prin câteva e-mail-uri despre film, apoi a făcut-o de oaie, s-a împrietenit cu aliații. Hai, o ultimă încercare, chinezule. Mai bine provoacă la o vorbă în stil de blogger pe Cătălin Ștefănescu. Ave telespectatorus! Suntem aici cu un 100% garantat roman, scuzați. Ne aflăm la lansarea serialului Vremea Barbarilor și pe cine a inventat ei? Pe un cel mai mare barbar din televiziunea română, care ne omoară cu emisiunea genială a lui. Domnul Cătălin Ștefănescu, spuneți-ne două vorbe despre barbari, așa în general, un eseu mic. Salut, chinezule, salut tuturor celor care îl urmăresc pe chinezul. Scurt, pot să spun că e o mare surpriză serialul ăsta, că arată senzațional, că e făcut cu mijloace foarte moderne, că e mult mai film decât te-ai aștepta, că nu e cu niște actori care trec prin cadru ca să ilustreze ceva, ci sunt secvențe de film-film și că în anumite momente, nu puține, nu e nicio diferență între Game of Thrones și ce vedem aici. La nivelul ăsta se lucrează, foarte convingător, foarte fain și cu un actor român foarte interesant despre care știm foarte puține, despre Emir Hoștină, care a jucat în filme importante, a prins roluri importante și care joacă aici rolul lui Attila în episodul cu numărul 8. Era o întrebare așa de poliglot. La mine Baia Mare zice Attila. Adică cum? Attila îi se spune cu adevărat? În momentul ăsta s-a preferat pronunția latină. Înfruntându-se cu Roma, fiind unul dintre martorii marilor înfruntări cu Roma, este Attila. Attila e pentru noi, în Ardeal, ce-i drept. Îți mulțumim tare mult și te salut. Cred că așa salutau romanii, de unde să știu, dar zicem așa. Ave Cătălinus! Ave chineze! Doamne ajută! Priviți acum un moment demonstrativ de lupte individuale cu ofițeri romani și gladiatori, formațiuni și strategii militare oferit de garda romană de la Alba Iulia. Să învățăm luptă cu barbarii! Asta înseamnă parati, adică ne apărăm. Și urmează pugnati, adică ți-ai furat-o. Tot la replica asta ești, chinezule? Regizorul nu a văzut că ai potențial și că poți duce mai multe replici? Da, mai ai una, dar tot de actor amator. Ce fac vă spartacul, tată? Hai, ți-ai vrut și tu la România? Barbarule! Acum pe bune, serialul merită văzut, numai că bloggerul nostru are propria variantă despre mărirea și decăderea Imperiului Roman. Doar ați văzut, a purtat lupte magistrale, mai ceva decât s-au bătut romanii cu barbarii. Pugnati! Bă, dar nu mă... Frate, bă, ce scunea! Greu cu barbarii ăștia să te lupți. Bine că ai găsit varianta cea mai comodă pentru tine, televizorul. Ne uităm frumos, știți cum e, copii, adică cu ce trebuie, ne uităm, nu ne mai batem cu ei.